Se pare că pandemia se întoarce. Organizația Mondială a Sănătății a făcut un anunț important despre subtulpinile BA4 și BA5 ale variantei Omicron. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează cu foarte mare atenție noi versiuni ale variantei Omicron a coronavirusului, mai exact subtulpinile BA4 și BA2, acestea fiind descoperite în principal în Africa de Sud, acolo unde a apărut varianta Omicron pentru prima oară și iată că tot acolo se extinde problema cu subtulpini noi. Organizația Mondială a Sănătății spune că deocamdată nu a descoperit vreo creștere în ratele de spitalizare generate de către aceste subtulpini ale Omicron și nici nu știe dacă severitatea cazurilor este mai ridicată decât în situația subtulpinilor circulante, așa că este nevoie de mai multe analize. Eu nu cred că se mai întoarce, chiar dacă mai fi vreun val, ceva nu mai are, poate să aibă atâta persistență cum a avut până acum. Se schimbă treaba, nu mai poate să existe. S-a dus. Alea au fost de aia mari cu bani. Tot tulpin, tot minun, tot... Credeți că se mai întoarce pandemia? Eu nu cred că a fost. Eu am fost în Spania, anul trecut am venit. N-am făcut niciun vaccin. Nici nu fac. Pentru că sunt și acolo. A fost niște aiurel la început, ca toată lumea să poarte mască, că e să facă... Eu chestii, toate chestiile astea. Și eu am lucrat la spital acolo și nu era... Nu erau bolnavi, adică n-a murit aurola, ce a murit aia din spitale. Că aveau salarii mari, aveau 3.000 și ceva de euro pensie. Ăia au murit și ăia care dorm prin șanțuri n-au murit. Atunci ce coronavirus? Cum? Ăia tratat și ăia netratat? Se poate întoarce, se poate. A fost ceva, dar și va mai fi, că Domnul s-a vindecat lumea de ea. Nu este teamă de un nou virus? Eu am făcut vaccinul de 3 ori, nu mi-e teamă. Deși eu sunt bătrân, nu mi-e teamă. Am făcut vaccinul, mă simt bine. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă ca informații mai multe în legătură cu cele două tulpini să apară în perioada următoare, pe măsură ce noi secvențieri vor fi făcute nu doar în Africa de Sud, ci și în alte zone de pe glob. Asta desigur dacă amorțeala relaxării nu va face uitate aceste măsuri foarte importante. Coronavirusul se răspândește în întreaga lume, pandemia nu a trecut, iar ceea ce vedem în Africa de Sud este că varianta Omicron generează subtulpini noi, dar rămâne de văzut dacă ele pot trece peste imunitatea generată de către infectare sau vaccinare mai repede de perioada de 6 luni.